nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin. De câte ori te-ai gândit că ar fi minunat să-ți vorbească Dumnezeu? În marea Lui milostivire, în marea Lui dragoste, în marea Lui bunătate, Dumnezeu nu se lasă nedescoperit, ci astăzi ți-a pregătit un cuvânt spre zidire și mântuirea sufletului tău. Haideți să fim cu luarea minte la cuvintele Lui. Apostolul și Evanghelia de vineri, în săptămâna a 24-a după pogorârea Sfântului Duh. Apostolul, din Epistola 1 către Tesaloniceni, a Sfântului Apostol Pavel citire. Fraților, Dumnezeu nu ne-a rânduit spre mânie, ci spre dobândirea mântuirii prin Domnul nostru Iisus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca noi, fie că veghem, fie că dormim, cu El împreună să viețuim. De aceea, îndemnați-vă și zidiți-vă unul pe altul, așa precum și faceți. Vă mai rugăm, fraților, să cinstiți pe cei ce se ostenesc întru voi, care sunt mai mari voștri în Domnul și vă povățuiesc, și pentru lucrarea lor să-i socotiți pe ei vrednici de dragoste prisositoare. Trăiți între voi în bună pace, credincios este Cel care vă cheamă. El va și îndeplini. Fraților, rugați-vă pentru noi. Îmbrățișați pe toți frații cu sărutare sfântă. Vă îndemn stăruitor pe voi, întru Domnul, ca să citiți scrisoarea aceasta tuturor sfinților frați. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi. Amin. Evanghelia de vineri, în săptămâna a 24-a după pogorârea Sfântului Duh. Citire din Evanghelia de la Luca. Zisa Domnul către ucenicii Săi, nimic nu este acoperit care să nu se descopere, și nimic ascuns care să nu se cunoască. Drept aceea, câte ați spus la întuneric, se vor auzi la lumină, și ce ați vorbit la ureche în odăi, se vor vesti de pe acoperișuri. Deci vă spun vouă, prietenilor mei, să nu vă temeți de cei care omoară trupul și după aceasta nu au ce să mai facă. Vă voi arăta însă de cine să vă temeți. Temeți-vă de acela care, după ce a ucis, are putere să arunce și în ghenă. Da, vă spun vouă, de acela să vă temeți. Au nu se vând 5 păsări cu 2 bani și nici una din trânsele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu. Chiar și perii capului vostru toți sunt numărați. Deci nu vă temeți. Voi sunteți mai de preț decât multe păsări. Eu vă spun, oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor și Fiul omului va mărturisi pentru el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Iar cel care se va lepăda de mine înaintea oamenilor, lepădat va fi în fața îngerilor lui Dumnezeu. Oricui va zice vreun cuvânt împotriva Fiului omului, i se va ierta lui, dar celui care va grăi blasfemii împotriva Duhului Sfânt, aceluia nu i se va ierta. Iar când vă vor duce în sinagogi
la dregători și la stăpânitori. Nu vă îngrijiți cum sau ce veți răspunde sau ce veți zice, pentru că Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce trebuie să spuneți. Fă astăzi o promisiune înaintea lui Dumnezeu, că în fiecare zi vei asculta cu luarea minte și vei împlini cu fapta cuvântul Său, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt să te binecuvinteze. Amin. Sinaxar. Astăzi, 5 noiembrie, biserica noastră drept măritoare face pomenirea sfinților mucenici Galaction și Epistimii. Galaction și Epistimii au fost pe vremea împărăției lui Deciu și a lui Secund guvernatorul. Galaction era feciorul lui Clitofont și Leuchipei, amândoi fiind elini. Au învățat ei dreapta credință de la oarecare monah cu numele Onufrie și s-au botezat. Asemenea și Epistimii, fiind și ea din părinți elini și măritată după Galaction, a fost botezată de el. Și păzindu-și amândoi fecioria nevătămată s-au călugărit și suferind tot felul de aspră petrecere și îndurând patimă rea, au fost prinși de dregătorul Ursu. Și fiind aduși la cercetare, au fost bătuți rău și cu trestii ascuțite pe sub unghii înțepați, li s-au tăiat mâinile și picioarele și după aceea și capetele. Și era Sfântul Galaction de 30 de ani, iar Sfânta Epistimii de 16. Tot în această zi, pomenirea Sfinților Apostoli din cei 70, Ermeu, Lin, Gaie, Filolog și Patrova. Aceștia toți erau din cei 70 de ucenici ai Domnului Hristos. Și Patrova, de care mintește și Dumnezeescul Apostol Pavel în epistola sa către romani, a fost făcut episcop la Poțiola, pe mulți a botezat și i-a dus la Hristos, iar Ermeu, de care amintește de asemenea Sfântul Pavel în epistola către romani, a fost făcut episcop filipenilor, iar Lin, după cum spune Sfântul Apostol Petru, a ajuns episcop al Romei celei mari, iar Gaie, de care iarăși amintește Sfântul Apostol, a fost episcop Efesului, iar Filolog, și de acesta amintește Sfântul Apostol Pavel, a fost așezat episcop al Sinopei de Andrei cel întâi chemat. Aceștia fiind episcop în cetățile arătate și multe încercări și necazuri suferind pentru cuvântul dreptei credințe și pe mulți învățând și lui Hristos aducându-i, s-au săvârșit în Domnul. Tot într-o această zi, pomenirea sfinților domnin care în foc s-a săvârșit, Timotei, Teofil și Teotim, care s-au săvârșit fiind bătuți cu pumnii, Doroteu prezbiterul, care s-a săvârșit fiind dat fiarelor, Eupsihie și Carterie, care s-au săvârșit tăindu-li se părțile cele ascunse, Silvan, care s-a săvârșit fiind bătut în temniță cu pumnii, și Pamfil, care s-a săvârșit în temniță zdrobit. Tot într-o această zi, biserica noastră drept măritoare face pomenirea preacuviosului părintelui nostru Grigorie, arhiepiscopul și mărturisitorul Alexandriei. Acest între sfinți, părintele nostru Grigorie, din tânără vârstă a iubit pe Hristos și s-a împodobit pe sine cu toate virtuțile cele după Dumnezeu. Drept aceea, după săvârșirea preasfântului papă al Alexandriei, a fost hirotonit arhiepiscop Alexandriei, de către episcopii ce se adunaseră împreună și de către poporul iubitor de Hristos. Și s-a făcut preales dascul ortodoxiei, fiind blând, smerit, milostiv, părinte sărmanilor, sprijinitor văduvelor, povățuitor rătăciților, doctor celor bolnavi, mângâiere celor scârbiți. Și se putea vedea că toți se bucurau și se veseleau pentru dânsul, dar lucrătorul de sminteală, diavolul, intrând în împăratul acelei vremi, leu luptătorul împotriva icoanelor și insuflându-i socotințe prea întinate, l-a făcut să trimită să aducă pe sfântul legat de la Alexandria la Constantinopol.
și aceasta făcându-se și înfățișându-se Sfântul înaintea lui, l-a mustrat pe împărat înaintea tot senatul, numindu-l eretic și fără de Dumnezeu și necredincios. Iar tiranul, nesuferind ocările acestea, i-a sușiat trupul cu rănile, bătându-l cu vine de bou, iar Sfântul cu mulțumire, suferind bătaia, zicea către cei de față, pentru Sfânta icoană a Hristosului meu, gata sunt a suferi tăiere pentru toate părțile trupului meu. Acestea auzind, spurcatul împărat a poruncit ca Sfântul să fie surghiunit și mergând fericitul în surghiun și câțiva ani acolo petrecând, și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu. Tot într-o această zi, pomenirea sfinților mucinici Castor și Agatanghel, care prin sabie s-au săvârșit, cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Pentru ce te zbați în patim și în păcat, pe Iisus cel răstignit și înviat, să-L primești că El e mare și e bun cu fiecare, ori și când El te caută prin lume sus. Să-L primești că El e mare și e bun cu fiecare, ori și când. El te caută prin lume suspină. De ce fugi de jertfa crucii tot mereu? Că ea ne-a spălat păcatul cel mai greu. Tu nu vezi că viața trece, vine moartea, groapa-i rece pe vecii. Iar sufletul în iadul curgii. Tu nu vezi că viața trece, vine moartea, groapa-i rece pe vecii. Iar sufletul în iadul curgii. De ce râzi de rugăciune și de post, de biserica cu slujbele cu rost? Tu nu știi de rugăciune, ce amară înșelăciune te-a rănit și te-a amăgit Satana cel smintit. Tu nu știi de rugăciune, ce amară înșelăciune te-a rănit și te-a amăgit Satana cel smintit. Azi biserica te cheamă cu al său glas, ca să vii la rugăciune în orice ceas, și să asculți slujba cea sfântă în altar îngerii cântă lui Iisus. Heruvim cu aripi vin de sus și să asculți slujba cea sfântă în altar îngerii cântă lui Iisus. Heruvim cu aripi multe vin de sus și toți cântă cu preoții într-un cor, nevăzuți de ochii noștri
În ea vei găsi
ta de plină, ori și când. Adevărul este unul pe pământ. Pământul cu ale sale-i trecător, iar tu, omule, în lume călător. Azi ești tânăr și în putere, frumusețe, bani, avere, dobânde. Mâine o mână de țărână tu mai ești. Azi ești se bania pere dobinde, mâine o mână de țărână tu mai ești. Toate se vor schimba ca și cum n-au fost, se va schimba pe vecii al vieții rost. Fiecare va lua plata după cum îi va fi fapta, dragul meu. Peste toate împărății va Dumnezeu. Fiecare își va lua plata după cum îi va fi fapta, dragul meu. Peste toate împărății va cele 10 porunci, Decalogul 1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți dumnezei afară de mine. 2. Să nu-ți faci chip cioplit, nici altă asemănare, nici să te închini în lor. 3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert. 4. Adu-ți aminte de ziua Domnului și o cinstește. 5. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca bine să-ți fie și mulți ani să trăiești pe pământ. 6. Să nu ucizi. 7. Să nu fii desfrânat. 8. Să nu furi. 9. Să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău. 10. Să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău.